Salut, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi vreau să vorbesc despre manipulare, pentru că o întâlnesc la tot pasul și ea se manifestă în tot felul de situații. Iar una dintre ele este aceea când o persoană îi spune celelalte persoane că ar trebui să știe ce își dorește. În contextul în care persoana asta care este la recepție, cum se zice, fie a ieșit dintr-o căsnicie de lungă durată, fie a ieșit dintr-o relație de lungă durată, fie pur și simplu este o persoană care a trecut cu greu peste un divorț sau încă nu a trecut peste un divorț și întâlnește o altă persoană, indiferent că vorbim despre bărbați sau despre femei, și aude chestia asta care pică exact ca o ghilotină, ar trebui să știi. Ești bărbat, bărbații maturi știu. Ai o vârstă, ar trebui să știi. Nu, n-ar trebui să știi. Absolut deloc. Nu ar trebui să știi. De fapt, toată povestea manipulării aici este că persoana respectivă își dorește să o alegi pe ea. Deci, toată vorba asta, toată ideea este în interesul ei. Ar trebui să știi că trebuie să mă alegi pe mine. Ar trebui să știi că trebuie să fii cu mine. Vezi? Deci interesul nu este la tine, la persoana care ar trebui, vezi, Doamne, să știe, ci la persoana cealaltă, pentru că ea își dorește să te aibă, nu invers. În momentul în care ai ieșit dintr-o relație, în momentul în care ai ieșit după, nu știu, 10 ani, 15 ani, 20 de ani dintr-o căsnicie, este absolut firesc să fii confuz, este absolut firesc să habar nu ai ceea ce îți dorești. Nu este absolut nimic în neregulă. Oameni buni, gândiți-vă că v-ați trezit cu o gaură la nivelul obiceiurilor, v-ați trezit într-o lume care nu mai știți cum funcționează pentru că ați fost mult timp afară din piața de dating și atunci trebuie ușor, ușor să o luați pas cu pas să vedeți cam care e treaba cu voi. Este ca și cum cineva v-ar anestezia în somn, v-ar pune o cârpă de aia cu formol, și v-ați trezit vreo 4 ore mai târziu într-o pădure de-aia deasă, plină de ceață, și o voce de undeva de la un megafon v-ar spune: trebuie să știi încotro să o iei. Iar tu ești buimac, ești terminat, n-ai nici cea mai vagă idee ce s-a întâmplat cu tine, nu știi, n-ai nici cea mai vagă informație despre locul în care te afli, pur și simplu te uiți stânga-dreapta, este ceață, sunt copaci, nu vezi absolut nimic, nu ai niciun reper, da? De unde dracu să știi? N-ai cum să știi. Același lucru se întâmplă și după ce ai ieșit de niște relații de lungă durată care s-au soldat poate cu niște despărțiri, pardon, urâte. Deci terminați cu prostia asta. Și să nu cumva alături de tu ar trebui să știi să puneți nu ești asumat. Asta din nou este o pasare de vină, asta din nou este o privire de sus, acel content, acea superioritate, deci din nou este un abuz emoțional. Persoanele care vă spun că dacă aveți o vârstă ar trebui să știți, fie sunt netrăite, fie sunt niște pui de draci manipulatori. Pa!